habar n-aveau ce mănâncă, de fapt. Dar știau că dă bine, nu? Dă bine, fructe de mare. Fructe de mare. Dacă era, dacă era vreun gogoșar sau o gogoneană asta mai mică, era fructe de mică. Fructe de mare erau mai astea. Da, a fost bine. Sunt multe, multe amintiri plăcute și amuzante din Palatul Parlamentului. Am zis să scriu o carte despre ea, chiar și despre gândacul parlamentar. Există un gândac parlamentar? Gândacul parlamentar? Da. E plin de gândaci palatul? Păi nu, unde era în dealul Mitropoliei, acolo erau gândaci de bucătărie, mulți. Și unul dintre gândaci, normal că a picat într-una din salatele unei doamne deputat, trei fiind la masă doamnele, una dintre ele, vai dragă, îți merge gândacul pe obraz? Vai, nu pot să cred. E rău. Bine, m-au chemat la ședință, domnul director Herdea de atunci a zis, taci, să nu spui nimic, că eu spuneam, trebuia să spun ceva, o bombă. Și da, am tăcut. Până când am merge gândacul pe obraz. Aici n-am mai putut să mai... Cum să meargă gândacul pe obraz fără să-l simți? Și atunci am zis, avea două dungi și am întrebat, avea două dungi, avea spate, pe spate. Avea dragă două dungi, avea dragă două dungi, n-avea dragă nicio dungă. Nu-i gândacul meu. Excelent! Cum nu-i gândacul tău? Nu! Păi i-am adunat pe toți într-un colț, am dat două dungi albe pe spate și gata. Vezi dragă, nu-i gândacul lui, nu-i gândacul lui. Nu s-au prins, eu am vorbit foarte repede. Și nu și-au dat seama despre ce e vorba. Și atunci l-am zis, domnul director, hai să plecăm. Deci l-a făcut din vorbe. Da. Și ăsta zice, bă, dar cum să spui că au două dungi albe pe spate? Păi cum să-i meargă gândacul pe obraz? Că nu se poate așa ceva. E, oricum, sunt doamnele, nu mai sunt acum deputate. Sunt vremuri frumoase. Nici gândacul nu mai are două dungi ca pe vremuri. Nici gândacul nu mai are două dungi albe pe spate. Nici gândacii nu mai sunt, erau. Exact. Da. Era gândac Rambo, dar așa, cu două dungi. Da, a fost o amintire plăcută în Palatul Parlamentului, pentru că acolo am făcut Uniunea Interparlamentară, unde am avut vreo 3.000 de persoane. Deci eu fac volum, eu sunt mic și fac volum. Și nu mi-a fost teamă să fac... E foarte greu. E foarte greu să asiguri mâncarea. Să iasă totul cald. Să iasă totul perfect, fără să ai și probleme. Și calitate, da. Da, și calitate. Și cu numai cu vreo 10 bucătari și am reușit să fac acest lucru. Ai avut o perioadă intensă de televiziune. După care la un moment dat, când a fost explozia asta, ai preferat să ieși. M-am retras în învățământul de stat și am făcut și o grevă atunci. Și am fost primul grevist. Am zis, nu mai repet chestia asta, că mi-a scos și pe nas și pe urechi greva respectivă, lucrând sâmbete și duminici. Greva bucătarilor? Sau? Greva profesorilor. De bucătărie? Nu, toți profesorii din sistemul de stat. A, tu ai fost șef de... Da, am stat 13 ani la catedră. Și ce ai predat? Sunt profesor. Tehnologia. Tehnologie. Tehnologie, da. Tehnologia culinară. E interesant să fii la catedră, să privești copiii altfel, să primești un salariu... Atunci aveam un salariu de 2000 și ceva de lei. Foarte mic, nici telefonul nu puteai să-l plătești din banii aia. Bine, eu mai lucram între timp și pentru alte... agenții, făceam design de mâncare, etichete și style food, așa cum se spune, mai nou, și câștigam banii de acolo, bineînțeles, nu din catedră, dar mi-a plăcut și mi-a făcut plăcere să stau la catedră, pentru că de acolo au ieșit câțiva copii talentați. Cum ar fi? Au ieșit bucătari. Adică, nu sunt cunoscuți, nu, încă nu sunt celebri, pentru că sunt mici. Adică... Dar au joburi stabile. Asta e important. Petrișor, pe vremea când erai tu la TV, era în momentul bucătarului, acum în momentul șefului. Da, chestia asta. Adică acum mi se pare că orice băiat care a dat cu nasul pe la o emisiune, brusc șef. Toate croitolesele sunt stiliste, toți ăștia care tunt sunt hair stiliști și noi care s-am făcut și noi ceva în viață suntem... Șmecherițe. Tot ar fi bine dacă am fi șmecherițe. Suntem niște bieți conducători de emisiune aici. Chestia asta sună bine a fi la ce ești. Adică noi nu suntem host, mă înțelegi? Sunt prezentăm și niște emisiuni. Exact. Mie îmi place întotdeauna să spun că farfuria este farfurie, nu este plate. Plating, facem un plating. Facem o farfurie, mă. M-au auzit asta de plating. Plating, da. Eu mă gândeam planning, zic plating. Da, mi-a plăcut platingul, da. Da, am plăcut cu șunculița. Ne-am englezit atât de mult. N-are rost că numai nu înțelege. O să vedeți pe o emisiune de infarct pe 28 decembrie. Dar e bucătărie internă. Da. S-a filmat, e de infarct, uitați-vă pe 28 decembrie, cu un păhărel de vin, dar și pastilele, dacă o să vedeți cum se mănâncă direct. Da, de la sursă. Cum e cu platingul ăsta și cu farfuria? Adică... Întotdeauna culoarea este foarte importantă în elaborarea unei farfurii, unui designului de mâncare. De mâncare. Spunând că eu am făcut și design de etichetă, foarte mult și de revistă pentru fotografie. Am lucrat cam timp de vreo 4 ani de zile. Am lucrat, nu pot să spun că și spoturi publicitare
unde uleiul trebuia să curgă foarte încet sau laptele era o vopsea albă, pentru că are o altă densitate față de lapte. Și am lucrat, pot spune, câteva produse bine și chiar mi-a făcut plăcere să intru în această în acest domeniu. Spuma de bere se face din albuș de ou, iar puiul, ca să nu s-arate perfect, auriu, îl injectez frumușel cu iod, nu-l mănâncă nici câinii. Și vaca e mof, am înțeles. Și vopsești toate mâncărurile de pe farfurie. Și mâncărurile, da, mâncărurile trebuie să fie colorate, frumoase. Și omul să cumpere din magazin fără să știe exact ce cumpără. Dar da, altfel scrie pe etichetă, uitați-vă pe etichetă când cumpărați ceva. Foarte frumos. Eu am o întrebare pentru tine. Care dintre șef sau... Sunt mulți șefi care sunt cu adevărat bucătari? Sunt. Unii nu prea sunt. Unii nu sunt pentru că... Eu cred că te uiți la TV, tu ești cel care te uiți la TV și când vezi câte o emisiune te crăcănezi. Știi vers. Care e problema? Că eu deschid televizorul tocmai atunci când se fac greșeli. Și atunci îi prind. Dă-ne un exemplu. Hai să nu spunem, nu vreau să-i atac pe niciunul, nu. Spunem doar greșeala. Păi, de exemplu, a fost într-una din emisiuni, un concurent a prezentat un pește foarte interesant al bucătăriei chinezești, peștele veveriță, se face foarte greu. Deci n-am auzit de așa ceva. Dar se tranșează, se taie pe spate, se crestează, se dă prin amidon și se introduce la prăjit, ținându-l de coadă și cap. Cam frigi degetele. Trebuie să ai o tehnică foarte bună de a prăji uleiul, trebuie să fie foarte bine încins, pentru interesant. Că el devine foarte crocant, pielea devine crocantă și înăuntru e suculent. Unul dintre jurați a spus, ce porcărie asta aici, de mi-o prezis mie. Nu se poate ca un profesionist să faci greșeli de genul acesta. Da, totuși, știi? De ce te-ai retras din lumea televizionistică? Am considerat că e momentul să mă opresc. Te contează să nu-ți pare rău?